l-ai găsit! Bună și bine ați revenit la un nou vlog! Ne-am întors din concediu cu forțe proaspete. Ce faceți, copii? Este ora 1 acum, abia ce s-a trezit Denis. Am și mâncarea pe foc, am pus să fac de un piure și cu un pui întreg la cuptor. Și ne-am întors ieri din concediu. Vai, și-am prins o vreme atât de nașpa când am aterizat, ploua. Și ieri aproape toată ziua am stat în casă. Am ieșit pe balcon, s-au mai jucat ei, dar am făcut mâncare. Cipri a fost la lucru de ieri, după 2 ore după ce am ajuns, el s-a dus la lucru, că trebuia să pregătească mâncarea pentru astăzi. Și pe urmă, când a venit el acasă, eu am mers cu Matei prin ploaie să căutăm melci, că i-a trebuit un melc și am adus 4 melci. Și astăzi nu l-am dus pe Matei la grădi pentru că a avut altă programare, s-a dus Cipri cu el de dimineață și eu am pus să fac o supă. Denis a dormit foarte repede la 9 și jumătate, că s-a trezit la 6 și un sfert, cam așa. Și a dormit mai devreme, a dormit până acum la 12 și jumătate și eu până atunci am făcut o supă și am pus să fac felul 2 și după ce vine Cipri de la lucru, adică după o oră, sper să reușesc să le dau să mănânce până atunci și să mergem la festă. Am scos bronzatul de la cuptor, acum vreau să fac și pireuți, dar vreau să rup un pic din el să se răcească pentru copilași să le dau. About the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. Just a lesson that I've learned, and so it goes, tables turn, and you're on your own. Yeah.
Da. Ghiomise pentru case. Așa. Uite, o asta pe case. De ce? Așa, o jucărie. Ok. Chiar cu tate. Denis vrea să se joace el. Așa, ai mai cumpărat ceva? Am ce-o? Scoate de acolo, te arată la mamă. Uite, asta e pentru caca. Ok. O pățică pentru nisip, mami. Și o mauci o asta. Wow, da. Denis, e pentru pisică. Da. Da, vrei să desfac? Uite, și o mică pentru caca. Adică trei. Uite, și o mică pentru caca. Aha, bolul să-i pune mâncărică, da? Ok. O facem frumos să te faci, să nu te adăpărul prin casă. Ok. Să o pieptănăm, să o facem cu, uite, pe asta, vezi? Să o punem pe mânuță. Uite, ce mai am patomau. Un set cu trei chestii, deci asta pentru mânuță, aici serie. Da, Denis, te-ai spate. Și am ieșit o situație. Faci ca să fuge de pe aia, știi? Să o prindă. Si, Denis, interesant? Aici avem mingiuțe și șoricei. Ce le mici tu? Am mama carte? La mama Lucație nu, mami, filmez. Pentru vlog, mami, pentru filmulețele noastre. Uite, ce atâi? Wow! Wow! Luați șoricei! Matei, ești fericit că o să avem o pisică? Da. Cu cine doarme? De? Cu cine doarme, cațe? Cu noi. Cu noi? Așa. Ne-am pregătit să vină pisica. Și da. Astea vrei să le desfac? Da? Da? Păi nu-s pentru tine, Denis, e pentru cațe. Pentru pisicuță. Păi nu ne mai trebuie pisica atunci dacă tu ești cațe. Dă-i să pape la cațe, Denis. Poftim! La revedere, Denis! Mama! Gata, avem două pisici. Nu, 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 deci trebuie să evităm situația asta. Denis, tu o să stai departe de mâncarea lui pisică. Adică amândoi o să stați departe. Pisicuțelor! Mama. Ce păpați acolo? L-ai găsit! Căsuța de pisic. Tu nu ai voie să te urci acolo. Uite ce frumos e și mare. Da? Îți place? Vreau să atingă ciucul. Pentru pisic, mă, Denis, măi. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants and it's midnight. Ia-i acolo! Ha, s-o vede bolul! Miau! Nu, mami, las-o, nu deschide! Las-o un pic, să vadă un pic casa! Miau! Miau! Să va deschide mușița, pe tine acolo! Și-o lăsăm pe ea, mami, că e frică! Da? Fă-n aici, mai pe pe acolo jos! Da! Un pat! Un pat! Miau! În ce, Denis? Că de tine e frică. Da, da, mine.
Fii comprimate până ce se obișnuiește. Stați că vin și eu mai sus. Așa, îi dăm să pape, da. O desfacem, dar trebuie să-i aduce și păpurioara, da. Nu, nu-i voie, Denis. Nu? Să învață, da, nu, 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 nu-i voie. Să învață și după aia nu mai are, chiar te poți juca It's